Nicolae Ghina este unul dintre cei mai cunoscuți angajați ai primăriei Câmpulung. În funcția sa de secretar al primăriei a fost una dintre cele mai importante pentru că trebuia să găsească un cadru legal pentru toate ideile sau deciziile primarilor sau ale consilierilor aleși de cetățeni pe criterii politice și să asigure continuitatea activității instituției la schimbarea mandatelor. După 29 de ani de activitate, cu relații mai prietenoase sau mai tensionate cu aleșii locali, Nicolae Ghina i-a anunțat asare pe consilier de pensionarea sa. Țin să vă mulțumesc la toți. Am colaborat poate mai bine, poate mai puțin bine cu unii dintre dumneavoastră, dar ca orice început are și un sfârșit. Mi-a sosit timpul să mă retrag, să las alții mai tineri, care să ducă mai departe, nu neapărat ce am făcut eu, dar să ducă mai departe flacăra și entuziasmul de a respecta legea, de a fi corect, de a fi cinstit. Poate că am greșit în cei 29 de ani, voi mai fi greșit și eu. Am și prieteni, am și dușmani. Dar am pornit întotdeauna de la convingerea că ce fac, fac bine, corect și drept. Și în primul rând, sufletește. Vorbind, am căutat să mă apropii de oricare dintre cei care mi-au intrat în birou. La mine birou a fost deschis tot timpul. Nu am dat afară, nu știu, nu mi-aduc aminte să fi dat unul sau doi afară în birou, să nu fi purtat un dialog cu respectivul. Să încerc, vorba lui domnul Ancea, te rog, găsește dumneata o soluție. Hai, trebuie să împăcăm și pe nenea sau pe tanti. Deci, încă o dată, țin să vă mulțumesc din suflet pentru colaborare. Să ne revedem cu plăcere când ne vom revedea, să ne strângem mâinile și să ne uităm unul în ochii celuilalt. Vă mulțumesc! Funcția de secretar al primăriei este așadar vacantă. Noul secretar urmând să fie desemnat în urma unui concurs care nu se va organiza la Câmpulung, ci la București de către Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Dar Nicolae Ghina nu va părăsi definitiv primăria, pentru că va rămâne alături de primarul Liviu Țuroi în calitate de consilier personal pe domeniul juridic.